O să încercăm să exemplificăm generarea unei chei private pentru criptare în Linux Mint cu ajutorul aplicației OpenSSL. Pentru asta o să Ca să exemplificăm, o să facem un subdirector unde ne vom juca cu cunoscuta comandă mkdir. De test îi spunem. Așa, intrăm în el. Bun, suntem în test. Acum, folosim aplicația OpenSSL ca să generăm o cheie. Gen RSA, o duce într-un fișier, minus out, asta e comanda, numele fișierului îi spune cheie privată, punct key, și cam asta e, dăm enter. Cheia s-a generat, este o cheie pe 2048 de biți. O putem vizualiza orca și fișier cu cat. Ok. O arată așa. E destul de lungă. Așa. Sau o putem vizualiza tot cu ajutorul lui OpenSSL. OpenSSL. RSA minus in fișierul cheie privată punct key text no out. Și așa arată cheia. E criptată pe 2048. Bun. Facem ecranul mai mic un pic? Nu. Așa arată cheia. Bun. O mai putem... Acum, din cheia privată, putem genera cheia publică, ambele chei fiind necesare la obținerea unui certificat pentru semnătură digitală. Deci, pentru semnătură digitală avem nevoie de o cheie privată și una publică. Cu cheia privată generăm cheia publică și mesajul se va putea decripta de către celălalt capăt al firului cu cheia publică. Cheia publică o generăm din cheia privată, tot cu OpenSSL. Și anume, OpenSSL RSA minus in cheie privată punct key, dăm fișierul de ieșire minus out cheie publică punct
Ok. Minus pubout. Acest parametru e necesar pentru realizarea cheii publice. Pubout. Și gata. Cheia a fost scrisă.